emisiune electorală de promovare. Ieri a avut loc lansarea candidaților AUR pentru Parlamentul European în mai multe localități din județ. Acțiunea la care au participat și prințul Șerban Dimitrie Sturza, avocatul Gheorghe Piperea, precum și senatorul Claudiu Târziu, a avut ca scop nu doar prezentarea candidaților și promovarea proiectelor de țară ce vor fi susținute la Bruxelles, ci și sprijinirea și susținerea candidaților AUR pentru alegerile locale. Lansarea oficială a avut loc la Țebea, cel mai potrivit loc, spun candidații AUR. Deosebit de important să ne bucurăm de o susținere reciprocă. Este un lucru pe care vi-l pot confirma, acela că, așa cum spuneam, de când am început perioada de precampanie încă din luna iulie anului 2023, ne-am bucurat de susținerea foarte multor primari, dar trebuie să vă mărturisesc totodată că este o mare bucurie să mă aflu astăzi alături de domnul primar Ionașcu, pentru că avem certitudinea că locuitorii orașului Deva vor face alegerea corectă. Ne bucurăm, mă bucur în ceea ce mă privește să constat că pentru primăria Deva există o persoană atât de potrivită pentru a schimba cumva destinul orașului, pentru a-l desprăfui, a-l dezvolta și moderniza așa cum dânsul, datorită calităților excepționale pe care le are, poate și va face aceste lucruri extrem de necesare și utile. Ziua de astăzi este o zi deosebită. Este o zi deosebită prin prisma faptului că am avut alături de noi distinși colegi care avem convingerea că ne vor reprezenta cu demnitate și onoare în Parlamentul European. Ne-am săturat să trimitem oameni obedienți, oameni aserviți, care nu fac altceva decât să respecte deciziile de partid. Ne trebuiește români adevărați în Parlamentul European, pentru că doar așa putem să păstrăm demnitatea și onoarea românilor. A fost o zi deosebită și plină de încărcătură emoțională, pentru că suntem aici, suntem în Țara Moților Zărândeni, unde nu se putea altfel decât să fie doar mesajul AUR foarte bine împământenit, pentru că acest mesaj naționalist, acest mesaj din care transpiră credința și dorința noastră într-o națiune liberă și demnă, alături de celelalte valori, și anume familia și libertatea, sunt imperios necesare pentru ființa noastră națională. Credem cu tărie că pe data de 9 iunie vom scrie istoria, vom rescrie istoria, vom reda României strălucirea de altă dată. Vom pune din nou România la masă cu celelalte state europene pe picior de egalitate, pentru că ne-am săturat să fim tratați ca și cetățeni de rangul 2, să fim tratați ca și cetățeni cărora europenilor nu le pasă de problemele, de nevoile lor, ci doar li se impun o sumedenie de lucruri care contravin cutumelor și obiceiurilor noastre străvechi. De la Țebea, candidații AUR au ajuns la Deva, fiind întâmpinați la sediul partidului de o mulțime de membri de partid și simpatizanți, după care au plecat în marș prin mijlocul oamenilor. Bună ziua, bine v-am găsit! Foarte bucuros să fiu la Deva! Alături de viitorul nostru primar de Deva! Doamne ajută, Doamne ajută! Dumnezeu înainte! Împreună anul 2024, anul victorilor! Atât pentru Parlamentul European, cât și pentru primăriile importante ale țării. Cu Dumnezeu înainte!